Bună seara, dragii mei prieteni! Mă bucur să ne reîntâlnim după fix un an. Un an cu bucurii, cu tristeți, cu realizări, dar și dezamăgiri. Ca fiecare an, de altfel. Astăzi voi începe întâi prin a-mi exprima nemulțumirea pe care o resimt acum, după ce am citit o postare pe Facebook, unde am aflat că o tânără, pe numele ei Ioana Păvăluță, din Cluj, a fost accidentată grav pe pârtia de la Cavnic, județul Maramureș, de un tânăr pe care, din respect pentru dumneavoastră, nu-l voi numi așa cum aș simți să o fac acum. Oricum, un tânăr inconștient, pentru că dacă era conștient, nu-și permitea să lase o fată pe care el a rănit-o să-și ia schiurile să fugă ca un laș, ca un nemernic, căruia nu-i pasă. Iată că mie-mi pasă. Nu o cunosc pe această tânără, nici măcar nu-mi este prietenă pe vreunul din conturile mele. Însă este un suflet. Un suflet lăsat de Dumnezeu, care merită dragostea și respectul nostru. Merită ajutorul nostru, a celor care putem să o facem. Merită gândul nostru bun. Îi rog pe cei care îl cunosc pe acest tânăr și sigur știu de acest incident, să-i comunice acestui tânăr că acea tânără nu este singură pe pământul acesta, mai sunt și alți oameni cărora le pasă de starea acestei tinere, chiar dacă nu o cunosc. Și printre aceștia mă număr și eu. Și îl rog din suflet, chiar dacă a fost un nemernic laș, să facă bine să se întoarcă, să-și ceară iertare, să încerce să repare greșeala făcută. Da, a greșit. Greșeala e omenească. S-a întâmplat. Dar ce a făcut ca să repare ce a greșit? A făcut ceva? Nu. Cred că ar fi cazul să facă. Acea tânără, în loc să-și petreacă sărbătorile acasă, cu familia sau în alte locuri unde și-ar fi dorit, își va petrece sărbătorile în spital, unde va fi operată, unde va trebui să treacă prin luni întregi de recuperare ca să poată să-și mai folosească picioarele. Deci, tinere, cred că este cazul să-ți asumi greșeala făcută. Cred că este cazul să te întorci și să încerci măcar o parte din ce ai distrus să repari. Niciun ban de pe pământul acesta nu poate acoperi suferința acestei fete și faptul că ea va lipsi din sânul familiei când toată lumea se va distra. Să-ți fie rușine, tinere, că în loc să fii un bărbat adevărat, ai fost un laș nenorocit. Cred că ajunge cât am vorbit despre tine. Iar tu, Oana, să-ți dea Dumnezeu sănătate, să-ți dea Dumnezeu puterea să-l ierți pe nemernic, nu pentru că el merită, ci pentru că tu meriți să ai sufletul liniștit și în pace, să nu te încarci cu mâzga, cu mizeria pe care o emană astfel de oameni. Fii tu înțeleaptă, Oana, și iartă-l. Oricum va da socoteală în fața dreptului judecător, dacă în fața legii nu va reuși să dea. Fii convinsă de acest lucru. Dumnezeu ne dă mereu, dar când ne ia, draga mea, Oana, ne ia și cenușa din vatră. Ferească Dumnezeu, nu vreau să aflu despre el când ajunge în faza aia.
Sănătate, Oana. La mulți ani. Să fii sănătoasă, să ajungi cu bine acasă. Ei, și acum să revenim la oile noastre, ca să zic așa. Dragii mei prieteni, voi încerca să fiu cât pot eu de scurtă. E, voi știți că nu pot eu fi foarte, foarte scurtă, că așa sunt eu, mai limbută, dar mă voi strădui. Mă voi strădui începând prin a vă spune următorul lucru. Am reușit anul acesta să realizez 150% din dorințele mele. Veți spune cum așa? Păi simplu. Mi-am dorit să realizez doar 3 lucruri și am realizat 10 de lucruri. Mi-am propus să câștig un pariu cu mine însă, care spunea că dacă voi reuși să realizez cele 3 lucruri, înseamnă că viața mea poate să înceapă la orice vârstă. Și da, dragilor, am câștigat pariu. Ba și ceva bonus pe deasupra. De ce mă dau exemplu pe mine? De ce bat atâta monedă? Ei, păi e foarte simplu. Vreau să fiu un exemplu pentru voi. Da, ei, nu pot să spun că eu n-am defecte. Stați liniștiți, am și eu defectele mele. Pentru că știți cum e vorba aceea, suma calităților unui om este egală cu suma defectelor sale. Deci și eu am defecte, stați liniștiți, nu sunt perfectă. Însă eu vreau să luați voi de la mine latura mea bună. Să vă ajute Dumnezeu pe fiecare dintre voi să vă realizați și voi visele. Sunt sigură că fiecare dintre voi sunteți încă o minune de om, un diamant încă neșlefuit. Sunteți o perlă încă nedescoperită de voi înșivă. Ce ziceți dacă ați începe voi prin a vă scormoni înăuntrul vostru? A vedea ce vă doriți, cum vă doriți? Ce foc arde înăuntrul vostru pe care n-ați reușit să-l ostoiți? Ce dorințe sincere vă frământă de mult, mult timp și încă nu le-ați aplicat, nu le-ați realizat. Luați-mă pe mine, de exemplu. Am realizat lucruri pe care mi le-am dorit acum 45 de ani. Ei, acum a venit vremea. Mulți ar zice, ce s-o mai fi apucat și băbuța asta să facă lucruri? Ei, uite că m-am apucat și sunt mândră că m-am apucat. Sunt foarte fericită. Sunt tânără pensionară după o viață de muncă. În folosul meu, în folosul societății, în folosul familiei. Ok, gata. Acum a venit vremea să-mi dăruiesc și mie însămi tot ce mai pot să-mi dăruiesc în vremea care mi-o va da Dumnezeu de acum încolo. Eu știu cât. O fi mult, o fi puțin. Dumnezeu știe. Așa că vă rog pe fiecare dintre voi, în mod special pe cei tineri, îi rog să nu aștepte să ajungă la pensie ca să-și realizeze visele. Aici să nu mă ia de exemplu. Ei să facă bine să realizeze lucrurile acestea în tinerețe, să se poată bucura de ele, să aibă timp să se bucure de ele, să aibă timp să mai facă multe altele pe deasupra. Stați liniștit că eu nu mă opresc. Continui. Cât? Nu știu. Cât o să vrea bunuțul. Cât nu mai vrea, nu mai vrea. Asta este. Nu-i supărare. Dăruim cât putem. Apoi, nu vreau să-i neglijez pe cei de vârsta mea, sau chiar mai mari ca mine. Dragilor, nu mai fiți așa depresivi. Ați ieșit la pensie și care e problema? Nu s-a terminat pământul aici. Viața voastră de-abia acum începe. V-ați așezat copiii la casele lor. V-ați rezolvat problemele pecuniare necesare traiului. Decent. Nu mă gândesc la huzuri, da? Mă rog, aveți tot ce vă trebuie. Acum e vremea voastră. Realizați-vă visele. Arătați oamenilor că și voi sunteți o perlă, o nestemată, un diamant.
o minune de om care aveți ce să dăruiți. Da, nu este necesar numai atât, să muncim, punct și atât. Am făcut 2-5 copii și ne-am limitat aici. Am ieșit la pensie și așteptăm să murim. Dar de ce să așteptăm să murim? Mai avem atât de multe de spus. Avem atât de multe lucruri de împărtășit cu tinerii. Să învățăm. Unii o să ne asculte, unii nu o să ne asculte. Unora o să le placă, unora nu o să le placă. Ei, și care-i problema? Vor fi suficienți aceia care se vor împărtăși, ca să zic așa, din experiențele noastre. Vor învăța din problemele, din evenimentele vieții noastre. Nu vor mai fi necesare consumarea unor timpi ca să realizeze și ei acele greșeli pentru ca să își învețe lecția. O vor învăța din mers și vor face alte greșeli. Mai sunt câteva ore. Anul acesta se termină. Eu mă declar mai mult decât mulțumită. Îi mulțumesc bunuțului că m-a ajutat. Vă mulțumesc vouă fiecăruia că pe tot parcursul anului m-ați susținut. M-ați apreciat, m-ați criticat. Apropo, celor care m-au criticat, în mod special le mulțumesc, pentru că am avut de învățat și de la ei. Poate chiar mai mult de la ei. Le mulțumesc și celor care, mă rog, încă mai invidiază. Nu reușesc să se bucure de realizările altora. Dragilor, nu mai invidiați. Cât stați și vă uitați în grădina vecinului, mai bine uitați-vă în grădina voastră să nu vi se usuce florile. Ce ziceți? Dacă vă puteți bucura de realizările altora, faceți. Dacă nu, nu vă mai încurcați cu astfel de mizerii, gen invidii, răutăți. Dar de ce? Nu-i păcat. Voi sunteți oameni frumoși. De ce să împroșcați cu venin fără rost și fără motiv? Mulțumesc din suflet soțului meu, care a fost în permanență cel mai fervent susținător al meu, cel care m-a ajutat cel mai mult. Dacă el nu m-ar fi degrevat de foarte multe lucruri, în mod sigur n-aș fi putut să realizez atât de multe lucruri. Îi mulțumesc fiicei mele, nepoatei mele, care m-au susținut foarte mult, care au avut încredere în mine, s-au bucurat alături de mine. Îi mulțumesc din suflet ginerelui meu, Ionuț, care de câte ori l-am solicitat să mă ajute în câte o acțiune, a spus prezent. Și odată chiar l-am întrebat, Ionuț, mamă, dar de ce mă ajuți tu așa mereu? Și a zis, pentru că îmi place că vreți să faceți lucruri. Te iubesc, Ionuț, și îți mulțumesc frumos, mamă, că ești lângă mine. Vă mulțumesc tuturor celor care anul acesta m-ați primit în casa voastră, în sufletul vostru, în familia voastră, care mi-ați oferit clipe de neuitat, clipe care vor rămâne aici, în sufletul meu. Voi pleca cu ele. E, se putea să nu plâng eu puțin? E, ăsta e modelul. Ce să facem? Deci, dragilor, vă mulțumesc tuturor din suflet și vă doresc fiecăruia în parte un an cu multe, multe, multe bucurii, cu extrem de multe realizări, cu ce vă doriți voi mai mult și mai mult și mai mult. Fiecare vă știți dorințele. Mai sunt câteva ore până la trecerea noul an. Luați o bucată de hârtie și scrieți pe ea ce dorințe, ce țeluri aveți. Apoi, anul următor începe și bifați și o să rămâneți uimiți cât de multe lucruri veți realiza. Pentru că sunteți niște oameni minunați. Sunteți niște oameni speciali și unici.
meritați tot ce e mai bun pe pământul acesta. Dar trebuie să respectați o regulă de bază. Dacă vreți să primiți toate acestea, trebuie să acționați, să faceți și voi pașii voștri mărunți în direcția realizării viselor voastre. Singure, vă garantez că nu se realizează. Și nici altcineva nu le poate face în locul nostru. Așa că, dragilor, spor la treabă, realizări cât mai multe și îi rog pe cei care își ating țeluri, chiar dacă nu vor să o facă public, să mă anunțe în privat că au realizat una sau alta din dorințele lor. Vreau să mă bucur și eu alături de ei. Chiar îmi pasă de fiecare om în parte dacă își realizează visul, dacă și-a atins targetul pe care și l-a propus. La mulți ani, dragii mei, vă iubesc din suflet și nădăjduiesc cu toată sinceritatea, ca și la anul să ne întâlnim și să povestim în continuare. Să sperăm că atunci nu o să mai avem evenimente neplăcute și o să ne bucurăm mai mult. Vă iubesc! La mulți ani și Doamne ajută!